Hristos a înviat, doamnelor și domnilor, de aici, din Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. Ierihonul mai este cunoscut și după faptul că se află la 250 de metri altitudine sub nivelul mării. Ei bine, aici am petrecut noi prima zi de Paști, la așezământul românesc de la Ierihon, alături de pelerini veniți din toată țara. În anul 1995, datorită afluenței pelerinilor români, s-a decis construirea unui așezământ românesc la Ierihon. Lucrările au demarat în 1999, construindu-se un paraclis, o biserică centrală și o casă de pelerini. Un colț de România în Țara Sfântă. Iată ce am găsit în Ierihon, străvechiul oraș biblic. Situat la 40 de kilometri față de Ierusalim, Ierihonul adăpostește prezențe românești. Aici am petrecut noi, alături de pelerinii veniți în pelerinaj cu agenția Basilica Travel, sărbătorile pascale. Sfintele Paști. Așezământul românesc este situat aproape de centrul orașului Ierihon. Lotul inițial pe care a fost construit așezământul a aparținut unui credincios român stabilit aici, care a lăsat prin testament Patriarhiei Române terenul său, cu scopul de a servi ca metoc al așezămintelor românești de la locurile sfinte. Această familie din zona Bârladului, pe nume Samoilă, Constantin și Elena, cu singurul copil, Moș Dumitru, eu l-am prins un an de zile, l-am îngrijit, cu toate greutățile care erau atunci, adică și-au vândut pământ, casa, animale, dacă o fi având, și-au venit cu vaporul prin Grecia, în povestea Moș Dumitru, și-au ajuns aici, în Palestina, asta fiind prin 1933, și-au ajuns în Ierihon. Înaintea lor, aici puțin în urmă, pe stradă, mai încolo, este casa Maicii Galenia, scrie în Patericul Românesc despre ea. Asta fiind în timpul mandatului britanic, pentru că atunci au putut să-și cumpere o bucățică de pământ, el e în niște arabe aici, aproape 700-800 de metri pătrați, unde este recepția acum. Păi și-a cumpărat această bucățică de pământ și a făcut o casă veche de cârpici, coperită cu țiglă. Toată familia este mormântată la Dudulu Zaheu. Este locul nostru românesc, care este locuit aici de români încă din 1925, de familia Samoilă, și care ne-a predat acest loc reprezentanții bisericii de la Ierusalim pentru un locaș sfânt, pentru a fi pomenit această familie care a fost o familie foarte credincioasă, a fost ucenici ai Sfântului Ioan Iacob. În 1925. S-au retras aici, în Țara Sfântă. În primul rând, țineau pe calendarul vechi și au vrut să fie aici, unde se ținea această rânduială. Lucrările la așezământul românesc de la Ierihon au fost demarate în anul 1999. S-au construit un paraclis și o biserică mare, iar pe 8 ianuarie 2000 au fost târnosite. În anul 2000 s-a sfințit aici Sfânta Masă de la Biserica Mare, unde a participat patriarhul nostru adormit Teoctist împreună cu patriarhul nostru Daniel, care era atunci mitropolit, și o parte din Sfântul Sinod. Și după aceea Sfânta Masă de la Paraclisul Mic a închinat Sfântul Ioan Iacob, românul. Ulterior s-a construit și un paraclis la subsol închinat cu veasă Imaginea Noastră Paraschiva de la Iași și Sfântului Proroc Daniel și Sfântului Daniel Sihastru. Iar întregul așezământ este denumit Așezământul Românesc, închinat cu veasă Maicii Maria Egipteanca, pentru că și Sfânta Maria Egipteanca se nevoiește aici, aproape de noi. Este impresionantă arhitectura locașului, cu biserica în centru și clădirile înalte de 3 etaje care o înconjoară. Pentru pelerini sunt aproximativ 100 de locuri. Cele câteva măicuțe și părintele slujitor au adus cu ei și ospitalitatea poporului român. Pelerinii care au participat la slujba de înviere în Biserica Așezământului s-au bucurat de o atmosferă deosebită, slujba fiind oficiată de un sobor de preoți. Gloria in mo, gloria.
Pelerinii care au ajuns în prima zi de Paște la Ierihon au fost întâmpinați de măicuțele de aici cu tradiționalele ouă roșii și cozonac. Adevărat înviat! Bine ați venit! Vă servim cu norul! Este și va fi adevărat înviat! Prima dată ne salutăm cu Hristos înviat, că este prima zi. Știți, adevărat înviat! Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. La marele praznic al învierii Domnului, noi avem această tradiție care este rămasă de pe, din timpul când Maria Magdalena a fost la Pilat și i s-au roșit ouăle în coșuleț când le lăsase la Sfânta Cruce și așa cu drag vă primim și noi cu aceste ouă roșii ca să ne aducem aminte de jertfa Mântuitorului care de sângele său care l-a vărsat pe cruce pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să ne ajute să vă bucure și pe dumneavoastră și pe noi în tot timpul și să avem nădejde de mântuire. Dacă ne rugăm aici cu credință, pentru că, bineînțeles că vedem aici atâtea minuni, dar nu trebuie să vedem minuni, trebuie să simțim aceste minuni în sufletul nostru, schimbarea noastră, după cum a spus și Părintele. Dumnezeu să vă ajute! Nu sunt multe măicuțe la așezământ, dar primesc deseori ajutor de la persoanele care s-au atașat de locurile sfinte. Suntem puține, dar am căutat întotdeauna, ne-am orientat după grupurile pe care le avem, să mai primim așa personal voluntar, care a dorit din tot sufletul să vină să ne ajute. Perioada de 3 luni sau cum pot fiecare. Ți-e doar de casă aici? Nu. Nu știu, îl port în suflet pe cei dragi, dar aici mă simt mai bine ca și acasă, așa cum spuneam, pentru că mă simt înconjurată de toți sfinții care sunt în biserică și simt că sunt o mare familie. Și, nu știu, întâlnesc mulți, mulți românești de pretutindeni, așa că pot să zic că e mai bine decât acasă. Ca și acasă, pentru fiecare e grozav să se trezești, dar aici începe cu rugăciune. Dar care e cea mai grea muncă de aici? Bucătăria. Li se pare că este cea mai grea. Pentru el este cea mai grea. Dar pentru mine nu este cel mai greu. Pentru că peste tot trebuie să fiu între măicuțe, în personalul de aici și la biserică, oriunde, să ne putem descurca. Să fie bine, interesul să fie bine, nu contează cine face. Trebuie să ne ajutăm, să ne completăm una pe alta. Deci, măicuțe, deci una are un dar, fiecare are darul său. Unul de a cânta, altul de a pregăti masa, de a face curățenie, de a servi frumos. Dar ajutând de unele pe altele, atunci e altfel. Deci sunt împărțite sarcinile. Da, da, fiecare. Cum v-ați împărțit acum, de Paște, sarcinile? E ca de obicei. Am văzut că la bucătărie era toată lumea. Da, când e treabă multe la bucătărie, la bucătărie. Când e la biserică, la biserică. Și deci căutăm să fim permanent, să fim unite. Asta. Dacă suntem unite, atunci putem să ne descurcăm. Să fie dragoste între noi. Dacă nu e dragoste, asta ne ține. Maica Evgenia a venit în Țara Sfântă în pelerinaj prima dată. Pe vremea aceea, în anul 1995, era viețuitoare a mănăstirii Râmeț. Eu am mai fost în Țara Sfântă în 1995 și ca pelerin, iar în anul 2002 am fost trimis aici de ascultare la Biserica din Ierusalim, de Maica Stariță de acolo, Maica Ierusalim Aghivu. Și după aceea
Am stat un an de zile, m-a chemat în țară, iar în anul 2005 iar m-a trimis iarăși din nou, fiindcă vedea că sunt obișnuit aici, în Țara Sfântă, cu toate, deci a treia oară fiind, și a rămas aici, definitiv, neștiind că voi ajunge aici, la Erihon, deci am venit poate pentru o perioadă, dar nu știm destinele fiecărui. În Biserica Așezământului, Sfânta Liturghie este oficiată în fiecare zi, hrana noastră duhovnicească, așa o numesc cei care vin aici. La Erihon, lucrurile încep și se termină cu rugăciune. Cum arată o zi aici? O zi obișnuită? O zi obișnuită cu program, primul rând, avem program de Sfânta Liturghie în fiecare zi, dimineața, iar seara aveam cele 7 laude. Bineînțeles, în perioada când avem și pelerine, pelerinii iau masa dimineața, iar noi, după ce pleacă pelerinii, participăm la Sfânta Liturghie în fiecare zi, ca să avem hrana noastră sufletească, să avem putere. Asta ne ține pe noi călugării, Sfânta Liturghie. Care e cea mai mare bucurie de aici? Și bucuria noastră este ca pelerinul nostru să plece mulțumit de aici. Asta este în primul rând, asta este interesul nostru, fiecare pelerin să plece mulțumit, pentru că mulțumirea lor ne aduce multă pace. Dacă un pelerin pleacă nemulțumit, atunci sigur că nu avem nici noi mulțumire, că nu ne-a făcut datoria. Toată această perioadă care am stat aici te învață multe lucruri. În primul rând, să ai răbdare. Dacă n-ai răbdare, nu poți să faci nimic. După cum se cere la fiecare dintre noi. Pentru că este o mare virtute, exact cum mai pune o cărămidă la casă și pe urmă se așează celelalte. Așa, am avut, desigur, ca fiecare dintre noi și bucurii și mai puține și de multe ori diferite probleme, așa ca să spun. Dar, în orice caz, am avut, aici dacă stai, e distanța aproape 40 de kilometri de Sfântul Mormânt, de Ierusalim, cum să spună, tot ce acumulezi, problemele în cursul săptămânii sau în curs de o lună, ca să spun așa, te duci, te închini la Sfântul Mormânt sau te duci la Mormântul Maicii Domnului la Ghesimani și să știți că momentele acelea te schimbă. Deci oricâte probleme ai avea, în momentul când te duci, pui o rugăciune, aprinzi o lumânare, să produce o schimbare lăuntrică a noastră. La fiecare am întâlnit și diferite persoane, chiar din țară, din politică. Bine, asta să simte în curs, lucrând cu oameni, îți dai seama, adică vezi că s-a produs ceva în interiorul omului, în sufletul lui. Chiar mă uitam, am fost cu multe și când ieșea de la Sfântul, parcă ziceai, simțeai că s-a produs. E bine, el nu poate să spună în cuvinte, dar îl simți tu așa că s-a produs ceva, adică s-a schimbat ceva în lăuntrul lui, în sufletul lui. Chiar dacă suntem departe de casă, am găsit aici, la Erihon, o oază de spiritualitate românească. Un loc în care orice pelerin trăiește și simte românește.